Ce s-a întâmplat cu Unirea Urziceni? De la campioana României în 2009, la 8 puncte în grupele Champions League și până la desfințare în 2011. Unirea Urziceni a fost o echipă mică de la noi din campionat, dar totuși a reușit să se bată cu granzii de la noi. Aceștia au petrecut doar 4 ani în Liga 1, unde au reușit să câștige titlul în 2009 și au făcut 8 puncte în Champions League, care pe atunci era un record. Dar de aici totul s-a distrus. Aceștia au picat în Liga 2 după ce jucători importanți au plecat, unii la Steaua pe 4 milioane, din cauza datoriilor lui Dumitru Bucșaru către Gigi Becali. Același lucru s-a întâmplat și cu Dan Petrescu, Roni Levi, Meme Stoica și au fost nevoiți să vândă anumite părți din stadion pentru a acoperi datoriile. În vara lui 2011 nu și-au mai depus dosarul pentru licențiere și s-au retras din toate competițiile, ulterior s-au desfințat, din cauza datoriilor acumulate de Dumitru Bucșaru de peste 7 milioane din cauza neplății TVA-ului și a altor afaceri.